Și în acest an, Giurgiu Venile au înveselit ziua persoanelor dragi botezate cu numele Sfântului Ioan cu un buchet de flori colorate. Giurgiu Venii nu mai dăruiesc flori cum o făceau în alți ani, iar acest lucru se resimte în activitatea florăriilor. Nici astăzi, de Sfântul Ioan, vânzările nu au mers mai bine. Acum, în toiul iernii, cele mai căutate flori sunt freziile, crizantemele, crinii sau gerbera. Un crin, îl cumpăr aranjament, un buchet. Să sperăm că o să vină clienți. Din păcate, nu prea sunt la ora. Ce fel de plante? Robelinii, cico, miresică, burete. E un burete special pentru flori. Asta cred că o știe multă lume. Ați observat că se caută astfel de aranjamente? Da, mai bine pe burete decât în buchet. Dar în dimineața asta n-a mers nici pe buchet, nici pe aranjament. Nu știm până diseară ce o să fie. Tradiția spune că ziua de Sfântul Ioan este cea mai veselă din an, iar cei care nu se veselesc cu acest prilej vor rămâne triști tot restul anului. Așa că Giurgiu Venii s-au asigurat că odată cu dăruirea unui buchet de flori sărbătoriților, vor dărui și zâmbete. Vă uitați de niște flori pentru sărbători? Da. Pentru cine anume? Pentru o mătușă. Și ce vreți să luați? Indiferent să văd ce, în timp mă uit să văd ce pot să aleg. Este un obicei din fiecare an? Da, da. Urare pentru sărbătorii? La mulți ani, cu sănătate. Pentru o doamnă de Sfântul Ioan. De obicei faceți în fiecare an? Da, dacă am prieteni. Pentru cine? Pentru soacra mea, o cheamă Ioana. Și la ce vă gândiți? La un buchet de trandafiri. Alegeți de obicei trandafiri? Da, trandafirii îmi plac cel mai mult dintre toate florile. Aveți o urare pentru sărbători? Da, le urez cu ocazia Sfântului Ioan multă sănătate la toți care poartă numele de Ioan, Ioana, Oana, Jean. La prețuri între 5 și 25 de lei, giurgiuvenii au cumpărat trandafiri, gerbere, garoafe și aranjamente florale, cu care și-au bucurat sărbătoriții.